știre, nenorocire într-o familie din raionul Rezina. Un băiat de 9 ani a murit după ce s-ar fi sufocat cu funia unui leagăn improvizat din curtea casei. Un băiat în vârstă de 9 ani ar fi fost găsit strangulat în scrinciubul din curtea gospodăriei. Tatăl minorului l-a găsit pe acesta înfășurat în jurul gâtului cu centura din care era improvizat scrinciubul. Una din versiunile poliției ar fi că copilul, jucându-se în urma unor mișcări pe pământul umed, a alunecat și astfel ar fi avut loc tragedia. Alte circunstanțe se stabilesc. Potrivit poliției, copilul se afla singur în leagăne și nu a putut să se salveze. Tatăl acestuia ar fi încercat să le resusciteze, dar era prea târziu. Autoritățile locale spun că este vorba despre o familie social vulnerabilă, iar copilul creștea fără mamă.